Nu există această posibilitate ca o creație artistică de orice fel, poem, simfonie, etc., etc., până la actorul pe scenă sau actorul în fața aparatului de filmat, nu există, nu se naște fără altfel decât ca un gest generos. Este vorba despre generozitate. Dacă actorii vor să-mi dea ceva, mă bucur să primesc. Dar trebuie să fie cu adevărat ceea ce ei sunt. Spuneau niște oameni mai înțelepți decât mine, niște creștini, spuneau așa că să fii generos înseamnă nu să dai ce ai, ci să dai ce ești. Și dacă lucrurile astea se întâmplă, eu sunt acolo, sunt primul care le primește. Numai că ele nu se întâmplă așa. În momentul în care există calcul, atunci nu mai vorbim despre generozitate, vorbim despre negoț. Dacă actorul face ce face în urma unei analize și cam care sunt beneficiile, care sunt consecințele, el este într-un calcul contabil. Și cum zice Steinhardt, diavolul e un contabil. Și atunci mi se pare că este în eroare și actorul, și regizorul, și toată lumea care funcționează în relație cu acest calcul contabil. E foarte ușor să vezi că e vorba despre frică. Oamenii sunt eroi, dar ei nu știu. Trebuie să li se amintească din când în când. Și un eroi basculează în strategi. Generozitatea este, ține de eroism, iar calculul de strategie.